Un accident extrem de grav a avut loc în Prahova. Două mașini în care se aflau șapte persoane s-au lovit violent de PDN1 în dreptul localității Nistorești. Cinci persoane au decedat în urma impactului, iar alte două sunt grav rănite. Tragedia s-a produs pe DN1 pe sensul de mers Brașov-Ploiești. În accident au fost implicate două autoturisme conduse de un șofer de 21 și respectiv 31 de ani. În urma impactului, tânărul de 21 de ani a murit pe loc, iar ceilalți pasageri din mașină și-au pierdut viața la scurt timp după ce echipașele de intervenție au ajuns la fața locului. Aceștia au intrat în stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. O pasageră din mașina șoferului în vârstă de 34 de ani a suferit mai multe leziuni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul în vârstă de 34 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat faptul că nu a consumat alcool. Nu pot să mă pronunț asupra circunstanțelor în care s-a produs evenimentul, el fiind un eveniment în dinamică. În acest moment se efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.